Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu. Sunt 5 minute până ajungem la miezul problemei, rubrica realizată de începând de săptămâna trecută de Ana Cornet. O să vorbim cu Marius Dragomir, un compozitor care a făcut un boom în industria muzicală românească, și apoi o să vreau să trecem într-o sferă mai largă, să poate facem o paralelă între cum arată industria muzicală în Marea Britanie și cum arată industria muzicală în România. Ca să vă aduceți aminte cine este Marius Dragomir, haideți să ascultăm Party in Transylvania și apoi interviul Ionii. Again.
Miezul problemei. Domnule Marius Dragomir, se împlinesc 25 de ani de la una dintre cele mai mari lovituri pe piața muzicală, Party in Transylvania, și știu că vreți să reeditați albumul. O veți face? Așa este, albumul este gata, este un pic rearanjat în sensul al sound-ului. N-am umblat foarte mult, pentru că majoritatea fanilor care mi-au scris mi-au spus că îl vor așa cum a fost. În acele momente nu existau CD-uri și nici tehnologia de astăzi. Am realizat acest album pe o casetă Chrome DLC cu 4 canale, pe vremea aceea era o performanță, și l-am luat ca să-l curăț un pic de impuritățile care erau, însă sound-ul a rămas cam același, mai îmbunătățit un picuț. Vreau să-l scot pe piață, însă nu am găsit persoanele potrivite pentru acest moment. Casele de discuri sunt puțin refractare din cauza că mi-au comunicat parte din ele cu care am lucrat că nu știu cum să pun albumul pe piață, și chestia asta m-a mirat pentru că sunt foarte mulți fani care și-l doresc acasă. Au rămas cu caseta care s-a tocit între timp și nu mai se aude așa bine. Însă nu este un capăt de țară, pentru că, să zicem că odată și cu această emisiune, foarte mulți vor auzi care vor fi interesați. Printre altele, am postat și pe Facebook o situație de genere, în care sunt oameni care sunt dispuși să plătească albumul integral și să-l chiar difuzeze. Însă aici e un discurs mai lung, pentru că el trebuie să apară în casa fiecăruia, nu a doua zi să fie copiat pe internet, și atunci n-am făcut nimic. E nevoie de o firmă cu o desfacere mare, să ruleze foarte mult. În momentul în care o să scot albumul, să ajungă la fiecare în casă, fără să fie pirata pe internet. Vreau să vorbim acum de proiectele dumneavoastră de muzică clasică și să ne spuneți ceva despre etnosimfonica. Sunt foarte multe făcute. Acum 5 ani am făcut un album care se numește Etnosimfonica, un album cu referință la etnogeneza românească și nu numai, simfonică. Vocal simfonică, există o varietate destul de largă de neoromantism, pentru că am păstrat neoromantismul ca un leitmotiv pentru acest album și îl păstrez în continuare. El a fost prezentat și la Milano, în cadrul unui târg de carte și muzică, împreună cu editura care o am încă. S-au făcut spectacole, s-a făcut un balet, tot albumul pe care l-am avut, care deja a fost prezentat de 3-4 ori cu balerinii operei naționale române din Brașov, Soții Mirea, care au făcut treaba asta. Deci un lucru extraordinar.
alte proiecte, în afară de etnosinfonica, acum lucrez la un alt album, pregătesc un instrument și pian. Vorbesc de flaut, pian, oboi, pian. Iar la sfârșit o să fie o surpriză, să zicem, va fi o suită sinfonică interesantă, pe care vreau să o fac într-un anume fel. O să fie o chestie mai deosebită, are o vedere mai aparte față de ceea ce am făcut. O altă bucurie ar fi că Alexandru Cătălin Grigoraș, violinist de excepție, un virtuos, a luat o piesă de pe albumul meu etnosinfonică, care se numește Salt Violin Concerto, concertul Leutei de Sare, pe care o să o prezinte și în țară, și la Viena, și în alte părți pe unde el concertează. Mai departe, cochetez și cu muzica de film, o situație foarte importantă pentru mine din 2018 este colaborarea cu soprana Elena Moșuc, cea care anul trecut a obținut Oscar de la Lirica, cea mai bună soprană din lume. Eu i-am compus vreo 5, 6, 7 piese și încă vreo 6 care sunt în cult de aranjament și orchestrare. Cele care sunt deja existente au fost prezentate în proiectul acesta pe care l-a pornit dânsa, Rezonanța. Prima dată a fost în premieră la Piatra Neamț și a fost preluat de TVR1. Aș vrea să vă întreb, unde o încadrați în opera dumneavoastră? Colaborarea cu Elena Moșuc. Este muzică crossover, care i-a făcut-o, dar în același timp este și muzică lirică, pentru soprană lirică, soprană dramatică, dar și piese religioase, care vor fi prezente pe albumul pe care am înțeles că o să-l facă dânsa în viitor numai în acest sens. Adică o să aibă numai piese religioase dedicate de Fecioare Maria. Eu sunt, cum am spus, un neoromantic și păstrez linia clasică. Sunt bazele ceaicoschiene, enesciene, mozartiene și așa mai departe. Când asculti un Beethoven, imediat te trimite la un Mozart și Mozart, dacă l-ascult, te trimite la un Haydn și așa mai departe. Exact. Nu pot să spui că ceva nu e legat de celălalt. Suntem legați unii de alții pentru că scara muzicală are 8 note și așa potențial pentru compozitori ca să mai creeze în consensul ăsta romantic. Astăzi muzica, ați văzut, este un pic mai greuță, se folosește muzica tonală și trebuie ca să ai o pregătire anume ca să poți să o asculti. Iar pentru muzica romantică, să zicem, chiar dacă pare ea mai ușurică și are o linie melodică, în spatele ei tot lucrurile simple sunt cele mai grele, de obicei. Maestre, știu că aveți multe colaborări în străinătate. Faceți, vă rog, o comparație între industria muzicală din România și ce se întâmplă în Europa. Ca și muzică în general, există regres și progres, pentru că am observat un progres pentru muzica clasică și o afinitate a tinerilor față de această muzică. Pentru muzica pop, funk sau știu eu ce alt gen care se promovează acum, mi se pare că au o vibrație totuși nepotrivită pentru mine, poate potrivită pentru generația tânără. Însă aș fi vrut mai mult empatie spirituală în momentul în care asculți o piesă actuală cântată de știu eu ce, să nu dau nume, ar trebui să nu pleci de acolo neoc de cap, ci să pleci liniștit, nu să ai o problemă acasă, te ceri cu soția sau să nu te simți bine când dormi. Muzica trebuie să creeze în primul rând situații de genul ăsta, să-ți dezvolte creierul, nu să-ți inhibe. De-aia am spus că există un regres și un progres. Nu se poate un progres fără un regres. După acest regres, sigur, va veni și un progres. Iar pe partea asta, la altă, a muzicii crossover, mă bucur că foarte multă lume, chiar de vârstă fragedă și până la cei care deja s-au obișnuit cu ea, se apropie tot mai mult de felurile de concerte și asta este un lucru foarte bun. Domnule Călin Huma, compuneți și dumneavoastră. Ce părere aveți despre ceea ce a spus compozitorul Marius Dragomir? Nu pot să nu îl admir, deși nu îl cunosc, dar este datorită ignoranței mele și nu datorită faimei domniei sale bine meritată. Sunt convins, de abia aștept să plec de aici și să îl caut imediat pe YouTube și să văd cam ce stil are, mai ales că m-a făcut curios folosind expresia neoromantism, pe care, la gen căruia cred că îi aparțin și eu prin vocea mea, mult, mult mai modestă, bineînțeles, decât a domniei sale. În Republica Moldova, de unde tocmai am venit, ei numesc muzica simfonică muzică cultă.
ceea ce este o surpriză plăcută. În Marea Britanie ei nu mai numesc muzică clasică sau muzică simfonică, ci o numesc muzică culturală vestică. Pentru că, într-adevăr, ea s-a născut în această zonă. Dar domnul antevorbitorul nostru, stimabilul compozitor, are absolută dreptate. Muzica are datoria de a rezona cu toată ființa ta în atât în spirit, cât și în impulsul pe care ți-l dă pentru a transforma lumea materială în care trăim într-o lume mai bună, poate.